Pompierii și jandarmii la vânătoare de reptile nu este titlul unui film de acțiune, ci realitatea cu care s-au confruntat oamenii legii astăzi când au fost solicitați să prindă un șarpe ce își făcuse apariția într-un apartament din Drobeta, Turnu Severin. Se pare că reptila ar fi intrat pe o fereastră deschisă, deoarece apartamentul se afla la parterul unui bloc situat la intersecția străzilor Independenței și Victor Babeș. Cu toate acestea, se iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv aceea că proprietarii ar fi putut să aducă reptila în bagaje de la Iarbă Verde. După ce l-au capturat, pompierii au eliberat șarpele în mediul natural de viață. Gata, se duce. Gata, se duce. Detașamentul de pompieri Drobeta a fost informată pe 112 despre prezența unui reptil într-un apartament situat la parter. A mers un echipaj de jandarmi. Au făcut recunoașterea, s-a stabilit că este într-adevăr vorba despre reptilă. A fost chemat echipaj special de intervenție la detașament de pompieri Drobeta. Am intervenit, am capturat reptila, după care, după cum s-a putut vedea în filmare, a fost eliberată în mediul ei natural. Se pare că șarpele nu era veninos, fiind unul de apă. Cetățenii sunt sfătuiți să aibă mare grijă atunci când pleacă la Iarbă Verde, ca nu cumva vreun musafir nepoftit să-și facă loc în bagajele lor. De asemenea, sezonul este unul propice pentru șerpi și, în acest sens, oamenii ar trebui să fie mult mai atenți să nu lase ușile și geamurile deschise, chiar dacă locuiesc la apartament sau la casă.